Festivalul nostru a ajuns la 7-a ediție. Îi zicem festivalul nostru nu pentru că este al Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic. E festivalul nostru pentru că este al nostru, al tuturor. Celor care sunt prezenți aici sau care ne susțin. Evenimentele de acest fel joacă un rol important în educarea populației, pentru că noi cu toții avem nevoie de informații și dacă cineva dintre participanți cunoaște ceva mai multe într-un domeniu și vine în cadrul acestor evenimente ca să împărtășească din această informație, deja este bine. Este foarte important să se organizeze cât mai des astfel de evenimente și este foarte important ca să știm tot ce înseamnă reciclare, tot ce înseamnă sortare de deșeuri, tot ce înseamnă copaci, îngrijirea unui copac, plantarea unui copac. Наша задача это, в общем-то, восстановление лесов в Молдове и восстановление биоразнообразия. Пускай люди сюда придут просто поразвлекаться, но они хотя бы почувствуют, хоть что-то услышат, может, краем уха им где-то это отложится. Это очень важно сделать. Зима Медилу это отлично. Împreună putem salva planeta. Este un motor al unei acțiuni și trebuie să folosim fiecare, pentru că fiecare dintre noi depinde soarta de mai departe a acestor meleaguri. Că vom trăi într-un mediu curat sau ne vom sufoca într-un mediu poluat și toxic pentru existența noastră. Eu consider că se sensibilizează publicul, însă și faptul că noi gândim măcar o dată pe an la mediu, ne face din când în când să fim mai și responsabili și mai atenți la relația noastră cu mediul și a mediului cu noi. Mulțumesc mare organizatorilor și sponsorilor.